În lipsă de clienți, agenții imobiliari apelează la tot felul de trucuri pentru a vinde locuințele. Mai nou postează pe internet fotografii cu imobile frumoase și ieftine, care nu există în realitate sau care au fost vândute de mult. Reușesc astfel să ia contactele celor care vor să cumpere și să le recomande alte locuințe pe care le au în portofoliu. Am văzut și eu un anunț. Este un apartament în Piața Alba Iulia. Mai este valabil anunțul? Un coleg de-al meu a avut foarte multe vizionări astăzi acolo. Nu știu dacă mai este de actualitate. Lăsați niște detalii și vă va contacta el. Așa începe discuția cu agentul imobiliar. În doar câteva secunde convinge persoana care dorește să închirieze o locuință să își lase datele de contact. Îi atrage, evident, cu anunțuri tentante. Apartamentul este spațios, complet mobilat și utilat și are finisaje de cea mai bună calitate. Mai mult, prețul de 400 de euro pentru 70 de metri pătrați este extrem de atractiv. Vă place acel apartament, bănuiesc, îmi dau seama. Da, îmi place din poze, acum să fie așa și în realitate. Să știți că pozele nu reflectă întotdeauna realitatea. Aș mai avea un apartament, dacă acesta s-a dat tot acolo, foarte aproape de Piața Alba Iulia, 450 de euro, două camere de comandat, cred. Cu un adaos de 50 de euro, agentul imobiliar scoate repede un alt apartament la fel de potrivit pentru client. Finisajele nu mai sunt de lux, iar mobila nu mai arată la fel de bine ca în poze. Persoanele disperate să-și găsească cât mai repede o locuință sunt astfel păcălite de agenții care vor să facă bani și contracte cu ajutorul unor anunțuri false. Pozele în altfel, apartamentul când m-am dus să-l văd era altfel. Mi-a întâmplat și tocmai de asta încerc să-ți faci și o listă foarte lungă de posibile apartamente sau garsoniere pe care le caut. Atenție sporită recomandă și specialiștii în domeniu. Mai mult, cei care vor să cumpere sau să închirieze o casă trebuie să colaboreze cu un broker autorizat. Sfatul meu este, unul, să alegem un agent, un broker imobiliar acreditat, care răspunde în fața unei comisii de etică și care poate fi tras la răspundere. Anul trecut, în România, au fost făcute aproape 830.000 de tranzacții imobiliare, în creștere cu 16% față de anul 2012. Cele mai multe au fost în capitală, unde s-au vândut aproape 59.000 de locuințe.